Și a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta e cea din tâi și cea mai mare poruncă. A doua este asemenea ei. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Respectul este ca o stradă cu două sensuri. Dacă vrei să îl primești, trebuie să îl dai. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Sănătatea e comoara cea mai prețioasă și cea mai ușor de pierdut, totuși cel mai prost păzită. Un corp sănătos este camera de oaspeți a sufletului, un corp nesănătos, o închisoare. Francis Bacon. Eu mă culc și adorm în pace căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și ca sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Efeseni 5:20. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. 1 Timotei 6:6. Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Bucură-te de lucrurile mici, pentru că într-o zi, când te vei uita înapoi, îți vei da seama că au fost cele mai importante. Fii recunoscător pentru ceea ce ai și vei avea din ce în ce mai mult. Dar dacă te concentrezi pe ceea ce nu ai, nu vei avea niciodată de ajuns. Oprah Winfrey. Isaia 54:10. Pot să se mute munții, pot să se clatine deajurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Luca 6:36. Am învățat că un om nu are dreptul să îl privească pe un altul de sus decât atunci când trebuie să se aplece pentru a-l ajuta să se ridice.